Bine ați venit pe canalul meu de câștiguri online și bine ați venit pe site-ul Online Stock Exchange. Online Stock Exchange face parte din cele trei site-uri care sunt intermediari între noi, cumpărătorii de acțiuni și vânzătorii de acțiuni. Eu astăzi am să fac o retragere și am să cumpăr și o acțiune. Această acțiune costă 3 dolari. Această acțiune are avut, deci crește, scade, zilele trecute a costat 16 dolari, acum costă 3 dolari și îmi dă un dividend zilnic pe o perioadă nedeterminată de 0,06 cenți. Da? Și am să o cumpăr cu PayPal-ul pentru că în Perfect Money îmi convine mai mult, dar nu am acum bani în Perfect Money, am în PayPal. Da, îmi spune că am discount pe Fed, dar eu nu am acum deci nu am. Prin Perfect Money m-ar fi costat 2,69 de cenți. Bine, nu este o foarte mare pierdere, dar la 10 acțiuni, uite că se adună. Okay. Așa, trebuia să deschid PayPal-ul mai înainte, dar am uitat. În sfârșit, între timp, o să fac această retragere de 10,84 tot în PayPal. Ok, și mi-ajung în PayPal 10,62 dolari. Între timp vedem dacă PayPal-ul s-a deschis, PayNow. Vedeți, acesta este, banii se duc la această persoană, da? Deci la Costan 12, așa, la această persoană se duc cei 3 dolari, nu se duc la Online Stock Exchange. Și asta am spus-o mereu și asta îmi place cel mai mult. Da, deci retragerea am făcut-o, aici nu mai am în balanță decât 0,056, da? Aici spun mereu că 16-18 zile, dar nu este adevărat. Mâine dimineață probabil că eu am banii în cont și acum să ne ducem la tranzacții și să vedem dacă, deci imediat trebuie să fie și retragerea. Da, deci acum așteaptă să fie trimisă, deci verificată și trimisă și am cumpărat și acțiunea care, vedeți, nu, deci această acțiune va fi activată tocmai pe 22 ianuarie, da? Deci abia de atunci începe să-mi producă dividend. De obicei era și pentru a doua zi, depinde, probabil fiecare, cum să zic eu, fiecare vânzător de acțiuni are regulile lui. Bun, pentru cei care sunt supărați că nu își pot retrage banii, eu am să vă arăt aici, deci chiar dacă, de exemplu, ați făcut, deci aici, la rubrica statistici, da? Dacă aveți în balanță bani și nu puteți să îi retrageți, veniți aici pe această pagină la statistici și vedeți aici. Aici sunt niște puncte point pe care dacă voi, de exemplu, de la 0 la 99 puteți să retrageți odată la 60 de zile 10 dolari, între 100 și... Deci citiți pe această pagină și vedeți exact unde v-ați... Unde, în ce categorie vă încadrați și atunci o să știți la câte zile puteți să vă retrageți banii și cam ce sumă, da? Pentru că degeaba aici ai 100 de dolari, dacă, de exemplu, aici ai numai 99 de, sau 98 de puncte și atunci poți să retragi odată la 60 de zile 10 dolari. De aceea eu spun, odată la 2 săptămâni să cumpărați măcar o acțiune de 3 dolari și atunci... Vă creșteți punctele, da? Deci, pentru că ele scad. Deci, aceste puncte point, ele scad. Odată la 2 săptămâni, de exemplu,
Eu mai înainte aveam aici la 750 eram, da? Deci puteam să fac o retragere la două zile cu un fee de 3%. Acum faptul că eu am cumpărat această acțiune, imediat m-am dus la nelimitat, adică eu pot să retrag în fiecare zi cu un fee de 2%, da? Pentru că sunt și comisioanele, din ce te duci mai sus, comisioanele sunt mai mici și zilele sunt mai puține, da? Deci, pentru cei care nu știți, da, și ați nimerit întâmplător pe videoclipul meu, acestea sunt acțiuni care, de exemplu, această acțiune costă 3 dolari, nu mă uit la alea mai mari, da? Cine are bani se bage și la alea mari. Această acțiune, de fapt, nu că cine are bani, pentru că această acțiune, ia uitați, deci, nu știu, dacă n-am cumpărat-o pe asta, nu mai știu. Deci, acțiunea asta a avut de, mi se pare că pe asta am cumpărat-o. Deci, 19 dolari, după aceea a scăzut la 15, la 19 și așa mai departe, da? Deci, vedeți aici, deci ele sunt zilnice, la săptămână dividendul și pe lună, da? De aceea, acolo mi se activa această acțiune tocmai peste o lună, pentru că atunci se plătește. Această acțiune se plătește dividendul o dată pe lună. Sunt acțiuni care îți plătesc dividendul zi de zi. Și acum am să vă arăt aici acțiunile, dividendul pe care eu îl primesc zilnic la acțiunile pe care eu le am. Dividendul. Ia să vedem aici. Deci astăzi este 23. Astăzi, pe data de 23, acestea sunt dividendele mele. Da? Și încă nu s-a terminat ziua. Da? Pentru că eu am, nu știu câte acțiuni am pe acest site, am vreo 20 și ceva de acțiuni, mi se pare. Și cam, deci, eu și ce nu v-am spus în acest videoclip, am mai spus și în alte, dar repet, aceste acțiuni le puteți vinde în momentul în care o acțiune a ajuns la un preț care îți convine, o pui în vânzare și se poate vinde într-o lună, într-un două, depinde, într-o săptămână, depinde și, ca, și prețul pe care îl puneți. Eu deocamdată nu am vândut, am pus în vânzare pe Purchase Shares Online, pe celălalt site, am pus în vânzare două acțiuni, mi se pare, pe acesta n-am pus niciuna. De ce? Că îmi convine acest dividend pe care eu îl iau zilnic. Da, este puțin, o să spuneți, este puțin, dar mie îmi convine așa, să când și când, ce știu eu, să-mi retrag de pe acest site, de exemplu, 50-100 de dolari pe lună. Da? Astea sunt retragerile mele. Vedeți, eu cam la 2, 3, 4 zile eu fac câte o retragere. Și mie îmi convine, de ce? Pentru că am acțiuni, îmi produc dividend, chiar dacă este 0,0, 1, 0, 2 și așa mai departe. În fiecare zi se adună, câte puțin, câte puțin. Ok, deci am lămurit asta cu faptul că nu puteți să vă retrageți banii, da? Trebuie să vă uitați aici, să vedeți în ce categorie vă încadrați și încă un lucru. În momentul în care v-ați înscris, abia după o lună de zile de la data înscrierii vă puteți retrage dividendul. Vă puteți retrage banii de aici din balanță și chiar dacă uneori aveți aici în balanță, nu întotdeauna puteți să retrageți. De exemplu, eu acum, vedeți, eu mai am 3 dolari, dar nu mai pot să mai îmi retrag. Este roșu aici, da? Deci, eu nu pot să mai retrag. În momentul în care aici este verde, aici la iVible Fund, am bani, atunci pot să retrag. Până atunci nu pot să retrag nimic. Ok, spuse toate astea, eu vă las, vă mulțumesc că v-ați uitat la acest videoclip. Dacă v-a plăcut, dați-mi un like. Dacă vă place genul acesta de afaceri, înscrieți-vă pe canalul meu să fiți informați când fac videoclipuri. Ok, mulțumesc, la revedere!